Astăzi este ultima zi în care românii din diaspora se mai pot înscrie pentru a vota la alegerile prezidențiale din noiembrie. Până acum s-au înscris pe site-ul votstrăinătate.ro 62.000 de persoane pentru votul prin corespondență sau la o secție de vot din străinătate. Există totuși posibilitatea ca guvernul să adopte în următoarea ședință de guvern o ordonanță de urgență pentru prelungirea termenului de înscriere la vot al românilor din străinătate până în data de 15 septembrie. Până în prezent, 62.000 de persoane s-au înscris la o secție din străinătate sau pentru votul prin corespondență, iar astăzi, la ora 24, este termenul limită până la care se mai poate face acest lucru. Aproape 30.000 de alegători s-au înscris pentru votul prin corespondență, iar aproape 32.000 s-au înscris la o secție de vot din străinătate. Există însă posibilitatea ca guvernul să prelungească acest termen în următoarea ședință a executivului. Ambasadorul României în Marea Britanie, Dan Mihalac, a făcut apel la guvern și la autoritatea electorală să aprobe prelungirea termenului de înregistrare, adăugând că în ultimele zile s-a intensificat ritmul de înregistrare. Președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin Buică, anunța săptămâna trecută că așteaptă avizele și semnăturile pentru promovarea unei ordonanțe de urgență care să prelungească termenul înscrierii românilor pentru votul în străinătate de la 11 septembrie la 15 septembrie.